Începând de anul acesta, am introdus în cadrul controlului oficial, în domeniul alimentelor de origine animală, tehnica denumită clientul misterios. Această tehnică este o acțiune care o realizează inspectorii sanitari veterinari și o tehnică de control oficial în vederea asigurării și verificării modului în care sunt respectate condițiile generale de igienă în cadrul produselor de origine animală destinate consumului uman, ce sunt comercializate sau livrate ca urmare a unei comenzi pe internet, online. Ați văzut că în ultima perioadă comenzile online sau comenzile telefonice au ajuns să fie într-un număr foarte, foarte crescut, într-un număr foarte mare. Pentru dat fiind acest număr foarte mare, am introdus această tehnică de control oficial în cadrul controlului oficial în domeniul alimentelor de origine animală, denumită clientul misterios, prin care inspectorii vor comanda online un produs. Produsul respectiv va fi verificat de la elementele de trasabilitate, de la etichetă până la conformitate și vor fi verificate toate condițiile generale de igienă și de comercializare a acelui produs. Deci pentru produsele, în general, pentru produsele de origine animală. Se va face acest lucru începând cu luna iulie. Am elaborat în sensul ăsta o notă de serviciu, am transmis-o către toate direcțiile sanitar-veterinare județene și vor acționa în acest sens în perioada următoare, pentru a verifica dacă sunt respectate și toți aceia care vând și comercializează alimente de origine animală prin intermediul online sau prin intermediul telefonului, la comenzile telefonice vor merge și, atenție, le spun foarte clar să nu își permită ca sub însemnul unui anonimat sau unui telefon sau unei comenzi online să își permită să comercializeze mâncare sau produse de origine animală care nu respectă condițiile de igienă.